Miercuri, guvernul a amânat pentru a doua oară adoptarea noului cod rutier prin ordonanță de urgență, de această dată din motive tehnice de constituirea contului unic în care să fie colectate amenzile percepute pentru contravenții și infracțiuni. Întrebat la Giurgiu cât mai durează crearea acestui cont unic, premierul Victor Ponta a spus că este nevoie de o schimbare a softului. ANAF-ul are nevoie și Ministerul de Interne are nevoie de o schimbare a softului, pentru ca poliția să poată să știe în orice moment dacă o persoană și-a plătit sau nu amenda, să nu ne apucăm să-i suspendăm permisul și el de fapt să-și plătească amenda. Ori ieri a fost o discuție de 2 săptămâni necesare pentru adaptarea softului. O să vedem însă ce spun și tehnicienii, că până la urmă partea de modificare a softului informatic nu ține de miniștri, ci ține de cei care efectiv trebuie să o implementeze. În ceea ce privește efectele noului cod rutier asupra scăderii numărului de accidente, acestea vor fi analizate într-o anumită perioadă, de luni sau chiar ani, pentru eventuale adaptări, a mai declarat Ponta.